venit la Atelierul Juridic, o emisiune a Busy Life TV. Eu sunt Elena Grecu, sunt Managing Partner la Societatea de Avocați Grecu și Asociații și gazda emisiunii de astăzi. Mi-am propus în cadrul emisiunii Atelierul Juridic să dezbat împreună cu profesioniști diferite aspecte din practică, astfel încât cei care ne urmăresc să nu asculte doar povești juridice, ci să afle și cum se întâmplă de fapt în realitate. Alături de mine astăzi se află avocat Doru Toma, care este partener în cadrul Societății de Avocați Boboc și Asociații și care are peste 20 de ani de experiență în drept, fiind un profesionist în partea de drept sportiv. Bine ai venit, Doru! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație, Elena. E o plăcere să fiu aici la Busy Life. Cum este dreptul sportiv? Ce ne poți spune despre această ramură mai puțin întâlnită și se discută de fapt mai puțin în practică, în societatea civilă, să spun așa, despre această ramură de drept? Dreptul sportiv este frumos, ca să începem așa foarte scurt. Dreptul sportiv este o consecință a ceea ce s-a întâmplat în societate, așa cum toate ramurile drept la un moment dat au devenit o consecință a dezvoltării societății. La început, sportul era un lucru pentru amatori, era un lucru pentru distracție, dar ușor, ușor, în zona occidentală, sportul a devenit o afacere. Devenind o afacere, au fost necesare măsuri și reglementări pentru a stabili un pic lucrurile în domeniul sportului. Acum, dreptul sportiv nu este neapărat o ramură de drept de sine stătătoare, decât dacă o luăm în calcul prin raportare la statute, regulamente, lucruri care sunt absolut direct în activitatea sportivă, intră direct în activitatea sportivă. Altfel, în dreptul sportiv întâlnim și subiecte care țin de dreptul muncii și subiecte care țin de dreptul proprietății intelectuale, unde ești tu specialistă, și subiecte care țin de drept comercial, uneori care țin de drept penal și de drept civil. Deci este o ramură de drept care înglobează foarte multe aspecte în cadrul acestei zone. În zona specială vorbim la dreptul sportiv de regulamente, vorbim de statute ale federațiilor, regulamente de competiție, regulamente de participare în diverse evenimente organizate de către federații naționale sau internaționale. Și cine ar fi beneficiarii dreptului sportiv? Cine beneficiază, să spun așa, de această ramură de drept? Cine are nevoie de avocat specializat? Cine are nevoie de avocat specializat? Păi, în mod normal, de avocat specializat, de consultanță, de drept sportiv, avem nevoie să întâlnim în zona actorilor instituționali, federațiile, poate chiar și Ministerul Tineretului Sportului, federațiile naționale, federațiile internaționale, în zona cluburilor, structurilor sportive, fie ele că sunt profesioniste organizate sub formă de societăți pe acțiuni sau sub formă de ONG-uri, asociații sportive, cluburi sportive, și mai departe sportivii, fie ei amatori sau non-amatori, cum este o formulare în dreptul nostru românesc, zona noastră de sport românesc, care am trecut de facto la profesionism, dar de iure suntem încă în zona de non-amator, tocmai pentru a nu crea anumite dificultăți. E vorba de faptul că mulți sportivi sau multe cluburi încă sunt reglementate pe zona de drept public, în zona de entități aparținând Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Transportului. Și aceste persoane nu pot să funcționeze ca sportivi profesioniști pentru că ei au un contract și ca militari și ca personal în Ministerul de Interne. Și atunci se folosește această formulă total neuzuală din punctul meu de vedere, respectiv sportivul non-amator. Dar da, sportivii de la juniori până la seniori au nevoie, evident, de consultanță în zona aceasta, pentru că ei semnează contracte, ei sunt subiecte drept în diverse situații de genul acesta, nu mai contracte de sportivi, contracte de drepturi de imagine, contracte de reprezentare, sunt tot felul de lucruri pe care le fac sportivii și atunci au nevoie de o consultanță, au nevoie de servicii în zona aceasta. Pornind de la partea de amatori, de ce spuneai tu mai devreme, structurile sportive, da?
un grup de amatori care vor să se organizeze cumva să lupte cu cei mari, cu Ministerul de Interne, să zic așa. Glumesc, dar sunt din ce în ce mai mulți care vor să se organizeze. Să nu folosim a lupta cu Ministerul de Interne în aceeași frază, pentru că s-ar putea să nu fie cea mai bună idee. Așa este. Mă refer la cum ar trebui ei să organizeze, cum ar putea să își organizeze o structură astfel încât să poată să participe la competiții. La început, cam toată lumea în zona aceasta se organizează, pentru că așa prevede legea, în structură de ONG, de asociație sportivă. Cluburi sportive care se înființează în baza unei hotărâri judecătorești, la fel ca orice ONG, se merge la instanță, instanța dispune înființarea acelei asociații, este obligatoriu ca asociația să aibă denumire specifică asociație club sportiv, pentru că altfel nu se va putea înreglementa, nu se va putea înregistra mai târziu în zona sportivă. După ce se obțin documentele de înființare de la judecătorie, pentru a funcționa în structură de club sportiv ai nevoie de un certificat de identitate sportivă. Acest certificat se obține de la Ministerul Sportului, acum, până acum 6 luni era Ministerul Tineretului Sportului, acum este doar Ministerul Sportului, unde mergi cu documentația pe care ai obținut-o de la judecătorie și unde se obține acest certificat, se face și o înregistrare în cadrul Ministerului și pe baza certificatului de identitate sportivă te vei duce la federația unde dorești să funcționezi. Dacă dorești să funcționezi în zona fotbal, cum avem foarte multe structuri de fotbal amator, trebuie mergi la Federația Română de Fotbal și pe baza CIS-ului și a documentelor de înființare, mai departe, federația te înregistrează și vei începe să activezi, să participi în diverse competiții în raport de zona în care lucrezi. Dacă ești pentru juniori, dacă ești pentru seniori în competițiile de seniori, în ligile inferioare, și de acolo se începe promovarea ușor, ușor, dacă chiar îți dorești să te bați cu Ministerul de Interne la un moment dat, care cred că acum activează cu un club prin divizia 3-a la fotbal, dar până acolo ai niște divizii județene în care vei funcționa, vei trece, în câțiva ani vei ajunge acolo ca să te bați măcar cu Ministerul de Interne. Dacă vrei în Liga Națională de Fotbal, va dura un pic mai mult. Pentru că... Cum se finanțează aceste structuri? Să spunem că este un profesor de, nu știu, scrimă, care Așa. Este foarte, foarte bun, da, și vrea să-și facă propriul lui club. Organizează acest ONG și apoi din cotizații? Sau din cotizații în principal, din sponsorizări. Din, dacă este un club de juniori, pentru că mi-e chipul că de asta vom povesti, ar trebui să ne gândim din susținerea din partea părinților. Din punctul meu de vedere, în sportul juvenil, părinții sunt cel mai mare sponsor al fenomenului. Ei plătesc absolut tot, de la înscriere și cotizația lunară, la echipament, la meciuri, la arbitraje, tot, cantonamente sunt plătite de către părinți. Bun, pot fi excepții, sportivi remarcabil de la o vârstă foarte fragedă, fără posibilități, în care anumite cluburi, nu toate, care își permit, care au în spate un sponsor puternic, să vină să spună pentru sportivul X, vom plăti noi, suporta noi, pentru că vedem în el un viitor sportiv de performanță. Dar la început, principalul subiect sunt părinții în zona de juniorat sau sponsorii. De obicei, seniorii când se organizează sunt: vrem să facem sport, hai să facem și noi un club, să putem să jucăm împreună undeva, să ne organizăm. Și atunci fiecare îi va susține prin cheltuielile, prin cotizații pe care le-a face lunar către acea structură. Spune de juniori, ce ar trebui să știe sau să facă părinții copiilor care nu știu, au un apetit mai mare spre o zonă sportivă, spre un anumit sport? Păi, în primul rând, ar trebui ca cel mai important părinții să îi ducă pe copii la sport, la orice sport, după care să vadă către ce sport cu adevărat copilul are înclinare. Pentru că altfel ne vom trezi în situația în care părintele își transformă copilul în propriile lui nemulțumiri din copilărie, când n-a făcut sport, deși își dorea să fie un mare jucător de tenis, și el îl corează pe copil, deși copilul să meargă la not. Și atunci lucrurile sunt complet ieșite din discuție, copilul nu va performa niciodată. Al doilea rând, pentru că am avut ocazia să văd foarte multe situații de genul acesta, ar trebui ca părintele să aibă încredere în antrenorul care îl antrenează pe copil. Nu se dea sfaturi antrenorului, pentru că altfel părintele, copilul trebuie să aibă un om la care să raporteze pe terenul de sport. Și acela să fie antrenorul, nu părintele.
părintele să vină să-l susțină pe copil, dar nu să îi ceră antrenorului să facă ceva pentru copilul lui, cât timp antrenorul este bine pregătit. Dar cel mai important ar fi ca părintele să nu-și lege copilul de foarte tânăr cu niște contracte sau cu niște reglementări în relație cu niște structuri sportive. La început, în primii ani de juniorat, 8, 10, 12 ani, copilul este mic, copilul trebuie să aibă doar dorința de a face sport, să meargă, să-i placă lucrurile acestea, nici de cum să fie legat de un sport, de un contract, de un club, pentru că structurile la vremea, la momentul acesta, la această vârstă, copilul este interesat de relația bună cu antrenorul, astfel încât să-i placă antrenorul. Este un copil care este de clasa 4, de clasa 5. Dacă îi place un profesor, va învăța mai bine la materia matematică decât dacă nu-i place acel profesor. Se întâmplă lucrurile astea, le-am trăit cu toții. Dacă părintele va merge la club și va semna în orb orice document pe care clubul îl va da, se va trezi după aceea când copilul, nu știu, pleacă antrenorul grecu de la echipa de volei feminin, nu va mai fi acolo antrenorul grecu. Și părintele, copilul vrea să plece după antrenor, antrenorul plecă la un alt club. Nu a putea pleca de la clubul respectiv pentru că clubul va spune că aveți un contract cu noi și dacă vreți să plece, să plătiți pentru treaba asta. În primii ani, cred că ar trebui ca să existe o libertate a copilului să se ducă în stânga și în dreapta. De multe ori există diverse contracte pe care cluburile le pun sub față părinților. Părinții nu le citesc. Sau există diverse reglementări, neortodoxe din punctul meu de vedere, prin care, prin regulamente interne, clubul stabilește tot felul de reglementări pentru membrii săi, membrii fiind copiii prin părinților. Și la final tot acolo vom trezi că, în conformitate cu regulamentul X pe care părintele nu l-a citit niciodată, copilul nu poate pleca de la clubul respectiv decât dacă părintele plătește o sumă de bani, nu știu, mică, mare, în raport de buzunarul fiecăruia. Dar ar fi foarte important să nu facem treburile astea, ar fi foarte important să citim ceea ce se întâmplă, dar asta este valabil în întreaga societate. Ar fi bine să citim toate contractele pe care le semnăm, nu doar cele de sportivi. Da, dar dacă se pune așa problema, ok, vrei să participi, trebuie să semnezi. Adică nu negociem, că la noi așa se face. Bun, ar trebui să căutăm un club care nu se facă treaba asta. Toate cluburile au aceeași abordare în relația cu juniorii. Multe cluburi au o abordare serioasă, cinstită, plătești o cotizație lunară, nu ai un contract, nu ai reglementări de genul acesta și la final poți să și pleci. Este o perioadă, o relație pe care o avem pe durata timpului în care tu plătești acea cotizație către noi. La final vom vedea. E foarte greu ca un sportiv, un copil, un junior, ale cărui cheltuieli au fost suportate integral de părinte pe durata unui sezon sau două, să fie blocat să plece la 11 ani pentru că există o clauză, nu știu de care, pe care părintele n-a știut-o și părintele se mai plătesc acum 1.000-2.000 de euro către club. Este ușor de neînțeles. Pare că singurul nostru obiectiv ar fi să luăm banii părinților și nu să lăsăm copiii să facă sport. Ori eu cred că interesul ar fi pentru întreaga societate ca foarte mulți copii, sau toți copiii, sau cea mai mare parte a copiilor, să meargă la sport și să facă sport. Deci, numărul 1 de reținut, înainte de a te înscrie copilul într-un club, da, citește ce semnezi și solicită documentele pe care și întreabă clubul. Aveți reglementări, aveți regulament intern, vreau să știu la ce se referă, cum este, dați-mi toate documentele acestea. Nu dați doar o fișă de înscriere și pe urmă la final scrie conform regulamentului intern, se întâmplă, nu, vreau să văd regulamentul intern, să-l pot citi. Apoi copilul nu mai e chiar copil, crește și ajunge în zona de profesioniști. Ce ar trebui să știe un sportiv profesionist? Un sportiv profesionist, până ajungem de la zona de junior mic la zona de profesionist, mai avem o zonă care este zona de la 14 la 18 ani, când copilul oarecum și părintele au cam determinat anumite lucruri, au stabilit că e un drum de mers aici, și în mod clar copilul poate să facă sport la un anumit nivel de performanță și atunci ar trebui să-și caute în primul rând niște cluburi care să fie înclinate spre performanță, spre dezvoltarea juniorului și mai departe spre creșterea performanței pentru că el să ajungă un sportiv.
Din momentul respectiv lucrurile se schimbă, sunt multe cluburi care din momentul acela încep să investească în acei copii și da, atunci contractul pe care se va semna sau reglementările pe care le vor semna sunt importante. Părintele nu ar mai putea să aibă, un părinte mediu vorbesc, nu ar putea să mai aibă posibilitatea financiară să susțină un copil la 17 ani care face tenis. Este un sport care costă mii de euro lunar și părintele nu va putea să facă treaba aceasta. Și atunci, dacă există un club care să-i asigure aceste costuri, să-i acopere această parte de finanțare, este important ca acel club mai departe să beneficieze de acel sportiv. Dacă mergem mai departe sportivul în zona de seniorat și când ajunge profesionist, la noi profesioniști în mod normal, legal, sunt doar fotbaliștii, restul sporturilor nu ar trebui să fie considerate profesioniste, dar toate sunt profesioniste. Toți sportivii trăiesc din contractele pe care le au ca sportivi profesioniști. E foarte important să știe ce semnează și la ce se obligă, pentru că el devine un vector de imagine dacă este un sportiv valoros. El nu înseamnă doar faptul că merge la club, la două antrenamente pe zi, la 5 pe săptămână și joacă duminica într-un meci de fotbal, de polo, de volei, de ce o juca el. Devine o vedetă, devine un personaj care poate fi folosit de către diverse agenții comerciale, diverse structuri comerciale care au nevoie de imaginea lui. Și încearcă să știe ce își vinde către club. Își vinde doar serviciile de fotbalist, își vinde serviciile de fotbalist și mai departe clubul folosește imaginea lui și câștigă bani de pe urma lui și îi dă copilului înapoi, îi dă sportivului înapoi o sumă de bani. Drepturile de imagine rămân ale sportivului în totalitate și atunci sportivul merge și își negociază singur prin agenții pe care are diverse angajamente comerciale. Trebuie să știe exact ce se întâmplă cu el pe durata contractului pe care îl are cu clubul. Dacă este plătit la zi, dacă clubul are o bună reputație, avem cel puțin în fotbalul românesc nenumărate litigii în momentul de față și foarte multe cluburi au o reputație îndoielnică. Dar nu numai în fotbal, multe sporturi au această situație. Eu discutam la un moment dat cu niște agenți care îmi spuneau că în România sportivii străini costă mai mult decât în alte țări la aceeași valoare, pentru că ei își pun în contract inclusiv acest risc de a nu și încasa banii la termen. Ceea ce nu este normal. Dar avem o indisciplină financiară în zona structurilor sportive, care poate veni și din modul în care le sunt finanțate. Și atunci multe sunt finanțate de la stat pe bugete anuale. Sportul nu este un lucru care se întâmplă pe un buget 1 ianuarie 31 decembrie. Sportul începe în august-septembrie, este în iunie anul următor. Bugetul anului primului an, bugetul primăriei, de exemplu, nu va putea niciodată să acopere integral un sezon, pentru că nu are voie. Și atunci apar întârzieri la plată, primele luni din anul următor banii nu sunt finanțați, clubul nu este finanțat și până primește banii durează ceva timp. Deci este foarte important pentru sportiv, ca să revenim, să știe dacă își primește banii, cum este asigurat din punct de vedere medical în cazul în care apar niște accidentări, ce înseamnă pentru el accidentările, dacă plătește, dacă nu plătește ceva, dacă clubul suportă tot. Sunt diverse aspecte de genul acesta la care un sportiv ar trebui ca să se uite pe contractele respective. Spuneai de agenți. Da. Este această profesie, agentul care reprezintă sportivul, agentul negociază contractul cu structura sportivă sau sportivul direct sau ce rol are agentul? Agentul este în mod normal intermediarul între sportiv și cluburi. În sportul mondial, agenții sunt foarte puternici, determină un sportiv să joace la un club sau la altul. Negocierile se poartă de cele mai multe ori cu agenții. Agenții câștigă foarte mulți bani de pe urma acestor intermediari pe care le fac, de pe urma acestor reprezentări pe care le fac pentru sportivilor. Dar un agent complet este acela care îi negociază sportivului contractul în mod judicios cu avocat încă el sau dacă este el avocat, chiar el să facă treaba aceasta, care obține ceea ce are nevoie sportivul și care pe urmă urmărește sportivul pe durata carierei sale, urmărește sportivul în modul în care sportivul își desfășoară activitatea. Îl temperează pe sportiv atunci când sportivul crede că este mai viteaz decât este sau
îl impulsionează să crească un pic nivelul pentru a putea să facă performanță la clubul la care se află. Agenții n-ar trebui să fie privite, agenții sunt foarte importante în sportul mondial. Agențiile sunt puternice, ele au specialiști de la nivel de nutriție până la nivel de public relation și comunicare, astfel încât un sportiv de un anume nivel primește tot pachetul acolo. El vine și nu se va putea exprima singur pe o rețea socială, nu va pune orice poză pe Instagram pentru că acel cont este controlat de agenți, pentru că ei știu că de pe contul de Instagram al lui Ronaldo se câștigă milioane în fiecare zi. Și atunci nu se poate pune în discuție ca acel cont să fie cu pisici. Nu merge cu pisici, decât dacă vor face pentru un brand de mâncare de pisici reclamă. Altfel nu va merge cu pisici. Sunt atenți cu ce înseamnă aparițiile publice. Nu poți apari în sportul serios în tot felul de situații jenante. Nu poți să apari în tot felul de anturaje dubioase. Lucru care pe la noi, din păcate, se mai întâmplă. Sunt fotbaliștii cei mai bine plătiți la noi în țară? Așa, pe medie, poate ar putea să fie cel mai bine plătiți, dar avem vârfuri și avem salarii bune, consistente, în handbalul feminin. Cred că și în handbalul masculin, în momentul de față, avem totuși o echipă în România, Dinamo București, care are un antrenor venit de la Barcelona după multe Ligi ale Campionilor câștigate la handbal, deci nu-mi închipui că o să aibă un salariu foarte mic sau un venit foarte mic. Și în handbal și în basket sunt salarii bune, destul de multe, așa cum și în fotbal sunt salarii bune, dar salarii care sunt de câteva sute de euro. În Liga a doua, de exemplu, sunt salariile pe medie undeva la câteva sute de euro pe lună. Nu sunt salarii de, discutăm de o medie, nu discutăm de vârfuri. Vârfurile pot câștiga în Liga a doua și câteva mii de euro, așa cum vârfurile din Liga 1 pot câștiga câteva zeci de mii de euro, undeva, cred că cel mai mare din ce am citit, ar fi undeva în jur de 25-30 de mii de euro pe lună în salariu. E departe de ce se întâmplă afară. În afară avem salarii la vârfuri undeva la câteva sute de mii de euro pe săptămână. Adică discutăm de lucruri foarte diferite din punctul de vedere. Dar vorbim despre vârfuri, vorbim despre sportivi unici. De asta foarte mulți își doresc să plece în afară, să fie cumpărați de anumite... Să fie transferați la diverse, la diverse echipe. Da, își doresc, numai că din păcate în ultima perioadă avem foarte puțini sportivi români care performează afară. Poate din cauza educației, poate din cauza mentalității, poate din cauza faptului că au câștigat niște bani foarte devreme în România, la un nivel destul de mare pentru media țării. Totuși vorbim de o țară care are un salariu minim de 2300-2500 de lei în momentul de față și un salariu mediu de 3200-3500 de lei pe acolo. Sunt mulți sportivi care la 17-18 ani în fotbal câștigă 2-3-5.000 de euro lejer. Și atunci, ceea ce înseamnă mai mult decât părinții și bunicii. Mai mult decât toți părinții și bunicii împreună pe care i-au, da, fără discuții. Da, și atunci, da. Normal că nea fiind foarte pregătiți din punct de vedere și aici e vina familiei, care poate nu știe, e vina clubului la care funcționează, care poate nu este interesat, ei nu vor putea face performanță dincolo, pentru că dincolo vor crește salariul și mai mult, se vor trezi la un moment dat cu niște bani foarte mulți și... E foarte ușor de schimbat. Nu știu să gestioneze. Da, da, e foarte greu. Da. E foarte ușor să schimbe modul de gestionare a vieții și în loc să evolueze, ei vor involua. Dar, da, toată lumea dorește să meargă afară în alte sporturi. Dar în România, în momentul de față, avem foarte multe sporturi în care se fac, sunt mulți străini care doresc să vină în România. Nu vorbesc de fotbal neapărat, dar vorbesc de handbal. În mod cert, în handbal sunt mulți străini cu performanțe notabile la echipele naționale care sunt la doresc să joace în campionatul românesc. Ori dacă nu ar fi bani sau dacă nu ar fi o anumită performanță, nu și-ar dori să vină aici. Trecând de partea cealaltă a baricadei și ajungând la structurile sportive, ce ar trebui ele să facă să-și protejeze investițiile? Păi și acolo și în ambele situații, și asta am văzut în foarte multe cazuri, ar trebui ca să se înconjoare de oameni care să fie de specialitate. Ar trebui ca pe lângă avocați sau consultanți juridici sau consilieri juridici, există o categorie de consilieri juridici foarte performanți în zona sportului, ar trebui ca ei să aibă specialiști în toate domeniile, de la marketing până la imagine, până la televiziune. Sunt contracte care se negociază
atât de cesiune de drepturi de autor, atât de cesiune de imagini, drepturi de imagine pentru meciurile în care participă, sunt tot felul de lucruri și acolo ai nevoie de specialiști care să înțeleagă cum funcționează televiziunea, ce înseamnă o reclamă, ce înseamnă un spot, un calup. Nu le poți face un singur om, tu care ai fost un sportiv de performanță la un nivel ridicat, dar care nu te-ai lovit de asemenea aspecte, pentru că ele au fost gestionate de alte persoane la timpul tău. Și atunci este foarte greu să crezi că le poți... Că lucrurile evoluează. Acum vorbim de internet, vorbim de alte metode de publicitate față de acum, nu știu, 10-20 ani. Mă gândeam zilele trecute cu colegi de la mine de la birou și discuția era foarte simplă. Sunt aproape ramuri de drept despre care acum 10 ani așa nu este. Ne gândeam că vor exista, că vor putea să apară. Avem GDPR-ul, da, care acum este într-o evoluție foarte puternică în ultimii ani, mai ales în România, care este un pic mai târziu intrat în zona asta, deși aveam o legislație GDPR și anterior. Vorbim de zona de criptomonede, vorbim în zona de toată lumea începe să discute despre un noi noțiuni de drept și noi zone de drept. Da, și aici este la fel. Televiziunea sau toate lucrurile s-au schimbat în ultimii 10-20 de ani. Da. Deci, eu cred că cluburile trebuie să își negocieze contractele și investițiile pe care le fac în sportivi cu contracte bine făcute, să știe în primul rând să-și analizeze ce sportiv iau. Degeaba vei lua un sportiv despre care știi că este de la început un sportiv greu de stăpânit, un sportiv cu un trecut care nu este cel dintre cele mai bune, fără să aibă un trecut sportiv neapărat, doar să fie în echipă la număr. Nu te vei putea baza pe el. Un sportiv care este capricios și nu vrea să joace, mai mult te va încurca și dacă te va lega cu un contract foarte bine, va trebui să-l plătești luni de zile fără ca el să muncească. Deci să știi foarte clar cât de repede poți să ieși din contractul cu sportivul respectiv. Ce ai de plătit cu el? Cum îi gestionezi imaginea, dacă avem o imagine care poate fi gestionată și care poate deveni un bun pentru mine ca structură sportivă? Cum gestionez celelalte active pe care le am, activele mele de imagine? Cum fac sponsorizările? Cum îmi dau dreptul de a poziționa pe tricou diverse logo-uri? Pentru că este foarte important și funcție de poziționare a pe tricou, banii sunt alții. Funcție de celelalte branduri pe care le am, mai sunt deschis sau nu către o zonă de zonă comercială sau nu. Și atunci este foarte important să știm lucrurile astea cum se fac. Să știm cât de repede ne putem cum se pot face contractele cu partenerii, cu furnizorii pe care avem. Sunt toate lucrurile sunt foarte importante. Un jurist ar fi foarte important să aibă fiecare structură sportivă. Un jurist și, uite, cum ești tu, avocat specializat în drept sportiv, este aceeași discuție pe care, nu știu, diferiți clienți au, ok, de ce îmi trebuie un avocat specializat în drept comercial și avocatul meu care face divorțuri știe. Nu știu toți și tocmai, apropo de ramurile de care vorbeai, specializarea este importantă nu numai pentru că avocatul respectiv citește în fiecare zi lucruri, dar știe ce se întâmplă în practică, a văzut și alte contracte, a văzut cum se negociază și atunci dacă consider că un avocat specializat este mai mult decât util și important pentru fiecare structură sportivă și pentru sportivi. Uh-huh. Și chiar dacă este un cost mai mare față de, nu știu, un avocat care face și divorțuri, să spun așa, cred că ar fi util pentru că avocatul specializat poate să aducă un plus valoare foarte mare. Fără îndoială, de exemplu, nu știu să fac divorțuri. Da. Ca atare, m-aș recomanda ca un avocat de divorțuri, așa că să nu mă recomandați ca avocat de divorțuri, nu voi lua divorțuri. Mai mult aș încurca... Da. Dar presupun că ai văzut destul de multe contracte semnate între club și diferiți sportivi. Da. Și ca ultimă întrebare, banii publici sau bani privați? Cum este sportul românesc situația în acest moment? Dacă mă întreb ce aș alege eu, aș alege bani publici și bani privați. Dar aș alege bani publici și bani privați la nivelul în care să facem o departajare. Banii publici ar trebui folosiți pentru infrastructură și pentru administrarea infrastructurii și pentru investiții în cluburile de copii și de juniori, pentru a forma o bază cât mai mare de selecție. Banii privați ar trebui să funcționeze
în zona sportului de performanță, în zona banilor care trebuie să investiți în cluburile care fac sport profesionist. Dar pentru ca să avem sportivi profesioniști, trebuie să avem o bază foarte mare și atunci ar trebui, și pentru că fiecare stat ar avea nevoie să investească în sport pentru că și-ar reduce factura de la Ministerul Sănătății foarte mult dacă am face sport, da. Acolo ar trebui să vedea eu banii publici în mod corect folosiți. Să avem concurență între bani publici și bani privați în aceleași competiții de seniori este complet incorrect din punctul meu de vedere. Și la un moment dat este și dificil pentru un privat să poată funcționa într-o competiție cu un club public. Mă uit la cluburi, dar în momentul de față vă spun și altceva, dacă nu ar mai exista bani publici, probabil că am închide sportul complet. El trebuie regândit din punctul de vedere, legislația ar trebui modificată, avem o lege care este în vigoare din anul 2000, noi ne aflăm în 2022, ea nu a fost schimbată, ea a fost aici colo peticită. Ori realitățile de anul 2000 cu ce se întâmplă anul 2022 nu mai sunt în aceeași zonă, sunt lucruri complet diferite. În anul 2000 veneam la 10 ani după comunism, structurile sportive erau încă rămase pe modelul Partidului Comunist centralizat, suntem în 2022, sportul este privat în toată lumea și sportul care contează este trăiește din bani privați. Niciodată cluburile la care ne uităm în Champions League nu vor fi cluburi publice, vor fi cluburi private, pentru că acolo sponsorii investesc, acolo imaginea se vinde, acolo se fac toate lucrurile acestea. E foarte greu să închiriezi imaginea CSA Steaua sau să faci cu ea bani în condițiile în care ea este a unei structuri militare, a unei entități care aparține Ministerului Apărării Naționale. Și mai departe, cum să facem cu clubul pe care le vei înființa tu și care a ajuns în Liga a doua la fotbal acum, să joace și el fotbal, un club care are un buget în spate provenit de la Ministerul Apărării Naționale la un nivel foarte mare. Eu pledez pentru folosirea banilor publici în zona în care ei ar trebui să producă cel mai mult. Nu într-o zonă în care plătim salariile unor jucători, unii români, unii străini care astăzi joacă și mâine pleacă în Bulgaria, în Ungaria, în Temir și altă țară. Noi trebuie să investim în sportivii juniori ca ei să crească și să putem să avem mai departe într-un ciclu de 4-8 ani sportivi de performanță care să ducă mai departe sportul românesc. Îți mulțumesc foarte mult, Doru, pentru prezența de astăzi și pentru lucrurile interesante. Sunt mulți bani în sport și, într-adevăr, oameni specializați, cred că din ce în ce mai mult o să fie nevoie de ei și nu o să mai meargă doar cu, nu știu, am și eu pe cineva pe care l-ascult sau nu l-ascult, ci chiar cred că și agenții și avocații specializați în drept sportiv o să câștige din ce în ce mai mult teren. Să sperăm. Așa trebuie să întâmple, bani sunt în sport. Mulțumesc foarte mulțumesc. Mult! Și eu vă aștept la următoarea ediție a Atelierului Juridic. O zi cât mai bună!